înțelege, să putem vedea clar, din ce în ce mai clar, sfințenia lui Dumnezeu. Dar suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar asta înseamnă că ne putem permite să trăim oricum? De ce trăim fără să fim atenți la viața noastră? Dacă începi să te gândești la viața ta, de câte ori păcătuiești în timpul unei zile, dar nici nu mai spune nimic păcatul acesta pe care îl faci. Fie că este vorba de mânie, fie că este vorba de arătarea toanelor noastre egoiste, fie că este vorba de lăcomie, fie că este vorba de gelozie, fie că este vorba de vrăjmășie, fie că este vorba de cuvinte. Știți cum spunea Domnul Iisus? Oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Doamne, de adevărat ce spui tu? Voi da o socoteală de orice cuvânt nefolositor? Pe când sunt pătrus de lucrul acesta, mai rostesc eu cuvinte nefolositoare? Vedeți, nu-i vorba de cuvinte, de cuvinte vulgare, de cuvinte obscene, de cuvinte murdare, de cuvinte de dușmănie sau de răutate. Noi vom da socoteală. De ce? Păi Dumnezeu e sfânt. Și este nevoie ca aceste atitudini ale noastre să fie judecate. Fie ca noi să putem înțelege cât de serios este păcatul. Și mă refer acum, aș vrea să spun doar câteva cuvinte despre cât de mult păcătuim noi în domeniul relațiilor cu cei din jur. Este cel mai delicat domeniu al vieții noastre și este domeniul cel mai alunecos. În domeniul relațiilor, noi ca și credincioși păcătuim cel mai mult. Fie că este vorba de relațiile noastre cu cei din casa noastră, fie că este vorba de relațiile noastre cu cei lângă care lucrăm și împreună cu care suntem la serviciul nostru, fie că este vorba mai ales de relațiile cu frații și surorile noastre. De ce atâta vorbire de rău între noi, oameni buni? De ce nu te poți întâlni cu un frate și să poți discuta cu el despre Domnul Iisus și despre jertfa lui și despre locul minunat pe care l-a pregătit și despre puterea pe care l-o pune la îndemâna noastră? Dar de ce? De ce trebuie să vorbim de rău pe altul? De ce tot timpul trebuie să ne agățăm de altul? De ce trebuie să colorăm viața noastră cu altul și cu păcatele altora? Spunea fratele care a vorbit aseară aici despre faptul că, de fapt, era undeva un tablou cu o mare învolburată și pe care era scris, era pus un panou și scria: pescuitul interzis. Cât de mult ne place nouă să umblăm în trecutul fraților noștri. Dar de ce ne place, Domnule, că ne murdărim? Ne tulburăm pacea. Dar de ce ne place? Pentru că n-am înțeles ce este crucea. Pentru că avem ochii întunecați. Pentru că avem nevoie de alifie pentru ochi ca să vedem bine. Doamne Iisuse, Tu mă vezi, Doamne, cum văd eu lucrurile. Doamne, deschide-mi Tu, ajută-mă Tu, revarsă Tu har peste mine, ca să-i pot vedea pe frați așa cum și sunt, ca iubiți de Tine, ca suflete scumpe, lângă care voi petrece întreaga veșnicie. Iubiților, Pavel se ruga, spun din nou, pentru credincioșii din Efes, ca Dumnezeu să le lumineze ochii inimii. Dar de ce? Păi ca să cunoască. Ce să cunoască? Să vadă. Ce să vadă? Nădejdea chemării lor. Faptul că noi să vadă că noi suntem chemați să trăim o viață sfântă. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Să poți cunoaște nădejdea chemării. Și apoi în al doilea rând, să poți cunoaște dimensiunea reală a moștenirii care ți-a fost pregătită prin Domnul Iisus Hristos, să poți vedea în viitor, vedea această moștenire care e pregătită pentru tine. Și în al treilea rând, să poți cunoaște și să poți folosi nemărginita mărimea puterii Lui, care este pusă la dispoziția noastră în timpul călătoriei noastre pe pământ. Dar trebuie să o vezi, trebuie să ai ochi să vezi că ai nevoie de putere și că Domnul este acela care spune la dispoziție puterea necesară pentru viața pe care o trăiești. Se vorbește despre privire. Mare lucru este să știi să privești. Cum este cu privirea aceasta? A citit fratele Gheorghiță, a citit acel loc de la 2 Corinteni 3:18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Lui. Transformarea noastră, schimbarea noastră depinde foarte mult de privirea noastră. Unde privim? La cine privim? Ce focalizează? În jurul cărei punct se concentrează privirea noastră?
privești la Domnul Iisus, dacă privești la Domnul Iisus Hristos, Duhul lui Dumnezeu, așa spune aici, ești schimbat în același chip al Lui, din slavă, pe măsură ce privești și privești mereu la Domnul Iisus. Duhul Sfânt este acela care te transformă, care te schimbă, din temelii te schimbe și din ce în ce, tot mai mult, te asemeni cu Domnul Iisus Hristos și se văd în tine însușirile de caracter ale Domnului Iisus. Privim cu fața descoperită slava Domnului și suntem schimbați. De ce nu suntem schimbați? Simplu de răspuns. Pentru că nu privim la Domnul Iisus. Privim la oameni, cum se spunea, privim la împrejurări, dar nu privim la Domnul Iisus. Omul care privește la Domnul Iisus îl recunoști imediat. De ce? Că este un om schimbat. Este un om schimbat. Privirea ne luminează viața, privirea ne aduce mântuirea, privirea ne dă sănătate, privirea ne transformă chipul și privirea ne transformă radical trăirea. Să ne învățăm să privim, să ne facem timp să privim pe Domnul Iisus, să ne deprindem să privim, să acordăm prioritate privirii. Și din nou mă întorc la acel cuvânt, Domnul Iisus a suferit crucea. Cu cât stai mai mult și te gândești la acest lucru, Domnul Iisus a venit pe pământ să sufere crucea, pentru că era ceea ce trebuia să suferim noi. Și Domnul ne dă pe noi la o parte și suferă El în locul nostru crucea. Când începi să gândești la suferințele Mântuitorului de pe cruce, cum a fost Domnul Iisus dezbrăcat și întins pe cruce, cum i s-a bătut piroane în mâini și în picioare, cum apoi s-a înfipt sulița în coaste, cum Domnul Iisus n-a avut nicio reacție de împotrivire, n-a avut nicio reacție de respingere, cum Domnul Iisus a rămas acolo și a suferit până la capăt. Doamne, ajută-ne să privim mereu spre crucea Ta, acolo de Tu ai îndurat toate păcatele noastre. Domnul Iisus a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Domnul Iisus a suferit tot ce trebuia să suferim noi. Domnul Iisus a luat astfel păcatul și l-a spălat cu sângele Său. Domnul să ne ajute să privim la El ca să putem trăi vieți schimbate și vieți transformate. Amin.